Hei, hei, hei! Eu sunt Ștefania Estrate, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, a fost o adevărată aventură legată de acest clip și o să vă povestesc imediat de ce. Sunt în toiul unui amalgam de clipuri, reading vloguri, un mare număr de cărți și așa mai departe și așa mai departe. N-am avut niciodată atât de multe reading vloguri deschise, trebuie să recunosc, pentru că am niște planuri foarte frumoase pentru restul lunii octombrie. Sper din suflet să vă bucurați de clipurile care urmează. Cert este că nu știam dacă astăzi sâmbătă să mă apuc de acest clip sau nu, fiind vorba despre încă un clip din seria Reușesc să descoper misterul acestui thriller. Yay! Pentru că ultima oară am încercat să deslușez misterul cărții Keynes Jawbone de Torquemada și nu a ieșit deloc bine. Acum am hotărât să merg pe o carte clasică. Dar nu eram convinsă dacă să mă apuc sau nu, pentru că v-am spus că citesc multe alte cărți în acest moment, ceea ce nu mi se întâmplă aproape niciodată. Dar iată că lucrurile se pot schimba foarte ușor. Și fiind sâmbătă și fiind o carte destul de scurtă și cred eu foarte interesantă, m-am gândit că aș putea să termin astăzi tot reading vlogul și să o citesc și să filmez, practic să închei cu totul, pentru că este o sâmbătă pe care o petrec în București, ceea ce se întâmplă foarte rar, aproape niciodată, și mi-ar plăcea să profit la maxim de ziua aceasta. Mi se pare că sâmbăta sunt și foarte productivă și nu eram convinsă, așa cum am spus, așa că am lăsat totul pe mâna sorții. Am dat cu banul. Iar banul a vorbit. A spus că trebuie să citesc și să filmez acest clip astăzi. Dacă așa a zis banul, m-am conformat. Este vorba despre o carte pe care am primit-o la căsuța poștală special pentru Reușesc să descoper misterul acestui thriller. Se numește Asta e povestea noastră și este scrisă de Ashley Elston, un thriller romantic fascinant plin de neprevăzut de la Leda Edge. A fost publicată, stați să vă spun că sunt curioasă și eu, nu știu absolut nicio informație în afară de ce v-am citit atunci când v-am prezentat-o în hall, dar nu mai țin minte, în 2016. Bun, bun. Cartea are undeva la 334 de pagini, deci cred că se va citi repede. Probabil că sunt și capitole scurte, nu vreau să o frunzăresc prea tare, oricum habar n-am despre ce este vorba. Nici nu mai vreau să mai citesc încă o dată rezumatul de pe spate, pentru că nu vreau să mă mai inspir de acolo. Cert este că Olivia, pe care o salut, mi-a trimis-o special pentru acest clip și exact asta am să și fac. Am și introdus-o pe TBR-ul de toamnă, așa că vom porni acest clip cu foarte multă încredere. Mintea mea oricum funcționează la turație maximă, așa că sper că o să mă prind despre ce este vorba, citind doar thrillere în ultima vreme. Și pe lângă treaba asta, v-am mai spus parcă și în live-uri, de ce stau așa? Am început bine. V-am mai spus parcă în live-uri că am început și cartea aceasta de proză scurtă, manual pentru femei de serviciu, de Lucia Berlin, pe care n-am mai continuat-o pentru că mi-a atras complet atenția celălalt proiect la care lucrez acum. Și după cum vedeți, în acest moment, odată ce voi începe și cartea asta, voi citi trei cărți în același timp. Este o premieră în viața mea și mă bucur că sunteți și voi părtași la această premieră. Cert este că le voi citi aproape pe rând totuși, nu chiar în același timp, pentru că ar fi trebuit să continui și cu cartea aceasta, care este foarte simpatică, dar mă rog. O să văd. Poate că o să-mi fac un program să citesc la cafea o poveste dimineața și poate că o termin până la finalul lunii octombrie, care se arată destul de ciudată din punctul de vedere al lecturilor. Vom vedea noi la final cum ne vom descurca. Cert este că am foarte, foarte, foarte multă treabă. Foarte multă treabă și sper că această energie pe care o am eu să vă ajute și pe voi și să vă facă mai productiv sau nu, pur și simplu să vă bucurați de clipurile... O, Doamne, de la praf. Oh my God. La clipurile mele, nu știu ce spuneam, sănătate la mulți ani, să fim cu toții sănătoși și fericiți. Să pornim. O să intervin după primele 50 de pagini, cred, cu anumite detalii despre ce se întâmplă în carte și care e faza, care sunt personajele, unde suntem, ce facem cu viețile noastre. Până atunci vă pup și ne mai auzim mai încolo. Revin cu update-ul de la 50 de pagini.
Am foarte multe informații, cartea se citește repede, este interesantă, nu pot să spun că nu. Vă anunț de pe acum, dacă nu știți, aici la Reușesc să descoperi misterul acestui thriller, poate pentru oamenii noi ar fi trebuit să explic și ce înseamnă această serie. Iau un thriller, îl citesc și înainte de final încerc să îmi dau și eu cu părerea, să văd dacă descoper ce s-a întâmplat, în cazul în care este un criminal, poate reușesc să-mi dau seama cine este acesta. Acum suntem într-un stat sudist, într-un orășel, ador locația, iar de curând v-am spus că îmi plac foarte mult cărțile cu acțiunea într-un stat sudist american. Și povestea începe atunci când Grant, unul dintre cei 5 băieți care formau grupul băieții de la River Point, așa spuneau, este ucis. Este găsit împușcat cu o carabinieră, ceea ce nu era neapărat un lucru normal, pentru că ei vânau cu arme cu alice. Carabiniera îi aparținea, însă e clar că unul dintre ceilalți 4 băieți din grup a folosit-o. Nu și-au recunoscut unul altuia cine a făcut chestia asta, au stabilit să țină totul secret și să nu spună absolut nimic poliției. Băieții erau destul de populari, erau frumoși, erau bogați, părinții lor erau foarte puternici și influenți, dar povestea începe cu personajul principal feminin pe nume Kate, care în timpul liber, pentru că era elevă la liceu, lucra la biroul procuraturii alături de mama ei și, mă rog, era o slujbă part-time. Mama ei era secretara unuia dintre procurori, iar ea încerca să dea o mână de ajutor acolo. Avea o situație financiară destul de precară, tatăl ei le părăsise atunci când era mică. Se pare că ea și cel ucis, Grant, avuseseră o oarecare legătură romantică, așa că era implicată emoțional în această poveste. Partea interesantă este legată de modul în care se va desfășura acest proces, pentru că procurorul general îi cunoștea pe părinții celor 5 băieți. Toți părinții, inclusiv tatăl celui ucis, îi finanțaseră campania acestuia. Și pentru că urma o nouă alegere pentru procurorul general, acesta s-a recuzat. Practic nu voia să ia parte la proces, așa că l-a desemnat pe domnul Stone, procurorul pentru care lucra Kate în prezent. Domnul Stone era în vârstă, era aproape de pensionare și avea și o problemă destul de gravă legată de ochi. Nu mai vedea foarte bine. Dar era un om bun, făcea parte din familia lui Kate, practic, își petreceau sărbătorile împreună și le trata cum trebuie. Era un om corect și un om cu experiență, însă în ultimii ani primise doar cazuri destul de ușoare. Acum a primit acest caz pentru că urma să vină un juriu din exterior care să stabilească dacă cei 5 sau unul dintre ei pot fi acuzați de omor prin imprudență. În cazul în care jurul stabilea chestia asta, mergea mai departe la proces, deci nu erau acuzați așa. În orice caz, să ne oprim aici la prima parte, l-au ales pe domnul Stone pentru că acesta era mai în vârstă și s-a spus destul de simplu că ar trebui să fie un caz ușor, în care băieții să fie practic lăsați liberi. Asta era ideea. Dar domnul Stone, fiind corect, începe să investigheze cu atenție și se folosește foarte tare de ajutorul lui Kate pentru că nu mai vedea așa cum am spus și cere acesteia să îi descrie, spre exemplu, atitudinile și gesturile băieților atunci când aceștia au fost interogați după ce l-au găsit pe Grant mort. Și Kate, având o pasiune foarte mare pentru fotografie, este capabilă să vadă multe dintre gesturile lor. În plus, cei 4 băieți rămași în viață sunt mutați la liceul lui Kate, de la un liceu privat la un liceu de stat, iată, ceea ce face vâlvă printre elevi și, pe de cealaltă parte, îi dă ocazia lui Kate să fie cu ochii pe ei. Așa cum am spus, ei erau toți frumoși, erau populari, foarte bogați și le plăcea foarte tare să vâneze, că tocmai de-aia s-au și trezit în această situație. Vânau de când erau mici, mă rog, americanii sunt total duși cu pluta,
total duși cu pluta și făceau astfel de excursii de vânătoare foarte des. De asemenea, aflăm de la un alt narator, pe care nu-l cunoaștem, probabil că este unul dintre băieți și eu am o presimțire cam cine ar fi, aflăm de la acesta că până în urmă cu un an erau ca frații și se înțelegeau extraordinar de bine, însă în urmă cu un an a existat o oarecare ruptură între ei, care i-a făcut pe toți să-și dorească, de fapt, ca Grant să moară sau cel puțin să dispară din grupul lor. Aveau ceva răcă împotriva lui. Dar nu știm care a fost acest eveniment. O să încerc să vă prezint puțin pe cei patru băieți care au rămas, deși poate nu vreți neapărat să-i rețineți. Mie o să-mi fie mai ușor să-i rețin dacă și povestesc la cameră despre ei. Deci este vorba despre John Michael. Pe terenul părinților lui a fost ucis Grant. Acolo exista și cabana de vânătoare și așa mai departe. Shep era un băiat arogant. Familia lui avea afaceri cu petrol și cu gaze. Henry era the bad boy, cel mai rău dintre ei, cel mai bogat dintre ei de altfel. Se spune că fusese prins de mai multe ori beat la volan, dar nu a fost arestat niciodată. Oare cunoaștem situația? Cunoaștem. Așa, și cel de-al patrulea și cel mai misterios din punctul meu de vedere, Logan era cel mai interiorizat din ce am înțeles până acum și bătăușul, cel care întotdeauna sărea la bătaie, se înțeleg că era foarte puternic și foarte priceput și eu cred că între Kate și Logan o să existe ceva, un element romantic, o poveste de dragoste, pentru că scrie pe copertă că este un thriller romantic și probabil că dintre toți patru, mie Logan mi se pare care avea posibilitatea de a fi iubitul lui Kate, deși aceasta, așa cum am spus, avusese o oarecare legătură cu Grant și de-aia suferea foarte tare și își dorea să se implice foarte tare în acest caz, pentru că ținea la el, deși înainte să moară se certaseră pentru că el văzuse cu altă fată, mă rog, chestii de-astea de adolescenți. Și acum am mai aflat ceva foarte interesant legat de o altă fată care la fel se transferase, dar înainte, de la liceul particular la cel de stat. Ceva legat de niște poze care circulau cu ea și cu alte fete pe internet, probabil în ipostaze indecente. Nu știa nimeni cine a făcut pozele astea, dar eu stau și mă gândesc că era unul dintre băieții aceștia de la River Point. Am să mă folosesc des de această expresie, pentru că și în carte se folosește des expresia gașca, băieții de la River Point. Să înțeleg că erau și inteligenți, erau bogați, erau frumoși, erau populari. Cred că la un moment dat, anul trecut, fix în legătură cu această ruptură dintre ei, unul dintre ei sau chiar mai mulți au exagerat în ceea ce privește relația cu fetele. Ori a fost vorba despre un abuz, înțelegeți voi la ce mă refer, ori faptul că au făcut pozele astea indecente cu fetele și că le-au lansat pe internet, probabil că au făcut ceva, repet, unul sau mai mulți dintre ei, iar Grant nu a fost de acord cu chestia asta, poate chiar îi și amenința că îi dă în vileag și de aia a fost ucis. Pare o poveste cumva tipic americană adolescentină, sigur că sper că nu o să fie vorba doar despre chestia asta și că o să mă surprindă mult mai mult. Kate este cumva fascinată de ei, pentru că deși avea oarecare legătură cu Grant, nu a fost introdusă în gașcă, nu a fost prezentată ca iubita lui oficială, ei se vedeau pe ascuns. Este fascinată de ei într-un fel, pe de cealaltă parte îi urăște. Nu știu cum se va desfășura până acum. Dacă ar fi după mine, eu a zice că Shep este cel care a făcut ceva. El părea cel mai arogant, deși Harry era foarte răutăcios, foarte răutăcios. Chiar a fost o scenă mai devreme la prima lui oră la liceul nou. L-a prezentat profesorul în fața clasei și a zis că i-a prezentat pe toți și a zis că îi cunoașteți deja, sunt elevii veniți noi la noi în liceu și Harry a simțit nevoia, a ridicat mâna și a spus poate tu ne cunoști pe noi, dar și noi te cunoaștem pe tine. Și profesorul a zis la ce vă referiți și el a zis știm cu toții că ai încercat în mod disperat să ajungi profesor la liceul privat și că nu te-au primit, ceva de genul ăsta, o chestie foarte răutăcioasă. Este interesant, îmi place ideea, îmi place faptul că avem de-a face cu investigațiile unui procuror. Chiar mi se pare interesantă partea asta pe care nu o găsim foarte des. Și, mă rog,
fiecare stat american are legile lui, asta știm, așa că o să aflăm mai multe despre cum funcționau, cel puțin în 2016, atunci când a fost publicată cartea, cum funcționau lucrurile în Louisiana. Speranță Kate o să se implice pentru că deja a început să le facă poze pe ascuns băieților. Sunt curioasă atunci când se va întâlni cu Logan, care o să fie treaba, dacă o să fie o scânteie, dacă în el va avea mai multă încredere, dacă la un moment dat vor ajunge să lucreze împreună pe la spatele celorlalți băieți, pentru că până una alta sunt foarte uniți, au dat fix aceleași replici atunci când au fost interogați, că arma îi aparținea lui Grant și că nu au folosit-o ei, fiecare și-a folosit arma lui cu Alice, ceea ce mi se pare foarte smart de altfel. Dar vom vedea mai încolo când voi veni cu noi informații. Bă, pup! Deci da, bună ziua! Suntem și alte ore mai târziu, nu știu la ce oră am început acest reading vlog. Doamne, ce târziu este! Oh, nu! Și eu sunt doar la pagina 117. Am să vă spun câteva detalii și după aia vreau să vă zic că am ajuns și la o teorie a conspirației, bineînțeles. Unde am rămas? Îmi schimb părerea. Îmi schimb părerea deja de vreo 20-30 de pagini, mi-am schimbat părerea, dar n-am apucat să vorbesc încă cu voi pentru că mă mut dintr-o cameră în alta și cu pixul și cu agenda și cu cartea și cu ochelarii și cu telefonul, bineînțeles că nu se poate fără el, pentru că nu pot să stau într-un loc, dar îmi dau seama că interesul romantic firar să fie, nu o să fie cu, cum îl cheamă, Logan, tipul introvertit, o să fie cu Shep, arogantul. Firea să fie. De ce trebuia să fie cu ăla arogant? Mă rog, măcar bine că nu e cu Henry, că Henry este insuportabil. Dar, da, probabil că se va lega ceva între Kate și Shep ăsta. Shep ăsta care pare un tip foarte interesant. Cert este că am mai aflat ceva. Nu știu dacă mai mulți dintre părinți, sau măcar cel puțin unul dintre părinți, nu știu al cui, este implicat în ceva afaceri cu construcții care au ieșit acum la iveală a fi necurate, renovarea unui cartier sau a unor clădiri dintr-un cartier, și se pare că oamenii au fost furați pentru că s-au pompat foarte tare prețurile și era vorba de câteva milioane de dolari. Nu știu de ce ni se dă această informație, dacă n-ar fi importantă. Dacă nu ar fi important și ceea ce se întâmplă cu părinții copiilor. Teoria mea este că niciunul dintre băieți, de fapt, nu l-a ucis pe Grant. Ei s-au speriat atunci când au văzut că Grant a murit, știind că toți au amprentele pe arma folosită, pentru că trăseseră toți cu ea o zi în urmă. Erau beți, erau drogați, fusese și o petrecere în cabana respectivă cu o seară în urmă. Și s-au speriat probabil atunci, chiar au crezut că unul dintre ei a săvârșit crima asta, dar nu știau care exact. Eu acum tind să cred că ar fi Henry, dar dacă nu ar fi unul dintre băieți, chiar cred că unul dintre părinți a făcut chestia asta. Părinții știau foarte bine ce se întâmpla la cabana respectivă și cred că unul dintre părinți a aflat că Grant are ceva informații de interior, despre ei, și că s-a folosit de această șansă ca să îl ucidă pe Grant. Nu văd ce ar putea să fie între adolescenți, chiar dacă au 17-18 ani, ceva atât de grav, mă rog, în cazul în care nu sunt implicate, să zicem, droguri și trafic de droguri și alte chestii. Sigur că este vorba și despre o tânără care în acea seară a petrecerii, cu o seară înainte ca Grant să fie ucis, a ajuns la spital și avea tot așa substanțe interzise în organism, pe care se spune că le-a procurat John Michael. John Michael fiind băiatul a cărei familie deținea proprietatea. V-am povestit eu mai devreme despre el. Dar eu cred de fapt și de drept că așa stau lucrurile. Acum îmi imaginez că mai degrabă unul dintre părinți a făcut chestia asta și nu unul dintre ei 5, 4, mă rog, câți au rămas. Nu știu care sunt implicațiile. Cert este că Shep tot încearcă să vorbească cu Kate.
Acum toată lumea știe că este implicată, mă rog, că este asistenta procurorului care se ocupă de caz, pentru că alături de el a mers la locul crimei și a făcut fotografii și acolo erau foarte mulți oameni, inclusiv băieții și părinții lor. Dar nu aș crede că de fapt a fost unul dintre băieți. Au ceva secrete, sigur, și ei. Se tot ceartă în privat, pentru că a început să-i și urmărească Kate, nu doar să lucreze la caz. Aș tinde să zic că altcineva din exterior a făcut crima. Da. Bun, și acum o să închid și iar o să-mi iau bagajele cu mine și o să mă mut în altă cameră să tot citesc. O să stau un pic aici până amorțesc. Revin, mama interiorul, nu știu ce am tot făcut de n-am citit mai mult până acum, dar da, e destul de interesant, îmi place. Deci nu mai înțeleg absolut nimic. Sunt mult mai multe informații. E clar că cel puțin unul dintre băieți este dubios și cel dubios este fix Logan, acela despre care eu credeam că o să reprezinte interesul romantic al personajului nostru principal, Kate. Am avut foarte mare dreptate când mi-am schimbat această părere până la urmă și mai mult decât atât am aflat că băiatul cu care vorbea Kate prin mesaje nu era deloc Grant, era Shep. De ce s-a întâmplat chestia asta? Atunci când Kate l-a cunoscut pe Grant, era și cu Shep la bibliotecă, ei fiind atunci la licee separate, dar s-au întâlnit la biblioteca orașului. Și ce s-a întâmplat? Shep i-a spus lui Grant că e drăguță fata respectivă, Grant i-a luat-o înainte, a intrat în vorbă cu ea și a spus că o să îi dea fetei numerele lor de telefon, ambele numere. Dar a inversat numerele și implicit numele. Adică, în locul numărului de telefon l-a pus pe a lui Shepard și în loc pe a lui și în locul numărului Shepard, deci a zis așa, îl chema, am uitat. Și în locul numărului lui Shep l-a pus pe a lui. Deci, asta înseamnă că toată perioada asta Kate de fapt vorbea cu Shep fără să știe, nici Shep nu știa, a aflat că Grant a făcut această farsă super amuzantă fix în seara petrecerii înainte ca Grant să fie ucis. Și mă rog, a avut o reacție nepotrivită, la un moment dat i-a spus chestia asta și lui Kate, după moartea lui Grant și așa mai departe, i-a spus, uite, știi de fapt cu mine ai vorbit, el a făcut o farsă pentru că așa făcea cu toată lumea, a făcea tot felul de farse și se credea el foarte amuzant și deja exagerase foarte tare cu glumele astea foarte proaste. Lui Kate a fost greu să înțeleagă pentru că ea l-a jelit pe Grant și a fost foarte derutată o perioadă, dar acum începe să vadă că Shep de fapt chiar este un băiat mișto. Și Logan, cel despre care eu credeam că o să fie interesant, de fapt este implicat în ceva afaceri dubioase, presupun eu, cu droguri. Sper să nu meargă în zona aia, așa spun mereu, pentru că mi se pare atât de plictisitor să fie totul legat de niște traficanți de droguri. Super boring. Nu vreau asta. Este o explicație foarte la îndemână, foarte ușoară și foarte leneșă din partea autoarei, așa că sper că nu o să fie chestia asta. Despre părinți n-am mai aflat mare lucru, acum aflăm câteva situații despre băieți, pentru că în seara petrecerii de dinainte ca Grant să fie ucis, doi dintre cei patru rămași s-au certat cu Grant. Unul a fost Shep atunci când a aflat că Grant a făcut schimb de numele astea de telefon, însemnând că Kate o să acceptați cacofonia pentru că așa e prenumele ei, n-am ce să fac. Nu știa că de fapt nu vorbește cu Grant, ci vorbește cu Shep și atunci când Shep a aflat, i-a tras un pumn și el avea urme pe mâini, mă rog. Dar și Harry a avut o altercație cu Grant, tot legat de o fată, o fată despre care încă nu știm foarte multe lucruri. Fata s-a dus la Grant și, mă rog, a încercat să îi tragă o palmă sau ceva genul ăsta. Harry a intervenit repede, a încercat să vorbească cu ea, fata a fugit, Harry și cu Grant s-au luat la trântă. Până la urmă, Harry a fugit după fata respectivă. În prezent, fata respectivă încă este în ecuație și într-o oarecare legătură cu Harry, dar nu știm exact care e aceea. Și mai rămâne, cum îl cheamă, John Michael,
cum am zis că îl cheamă? Că am uitat. Da, John Michael. Mai rămâne John Michael, cel care avea proprietatea, mă rog, părinții lui. Mai rămâne Logan. Iar despre Logan știm că este dubios și că se întâlnește cu oameni în locuri dubioase și și-a luat și bătaie de la unul dintre ei. Sper să nu fie legat de droguri, sper să fie legat de părinții uneia dintre ei sau despre altcineva, cu totul și cu totul altcineva. Și cred că cel de-al doilea narator, cel care povestește una alta, pentru că nu știm despre cine se vorba până acum, eu cred că este fix acest Logan. Pentru că la un moment dat era un joc din ăsta de fotbal american, cum au ei, și în seara de Halloween și a apărut costumat un tip super ciudat fix în Grant Mort. Adică era în costumația lui de vânătoare și avea aici o pată mare de sânge, bla bla bla, era o costumație de Halloween. Iar Kate s-a dus repede la persoana respectivă și a dat seama că este un coleg de-a ei, Mark, și Mark i-a spus că a pierdut un pariu și că a trebuit să facă treaba asta. Iar după aia l-a văzut discutând pe ăsta cu Logan. Ei inițial, băieții, au fost foarte supărați, cum să îndrăznească și bat joc de prietenul nostru mort. Dar după aia l-a văzut discutând cu acest Logan și la un moment dat în intervenția aceasta a naratorului ascuns a spus că deși ne-a deranjat, chestia asta ne-a unit pentru că aveam ceva în sfârșit în comun după atâta vreme și că trebuia să se întâmple. Deci eu cred că a fost pusă la cale de Logan în așa fel încât să se strângă iar gașca și să încerce să, mă rog, ia apărarea prietenului lor mort. Și mai era ceva legat de niște pariuri care era implicat Shep. Probabil că toți aveau tot felul de afaceri din astea dubioase de copii pe lângă, dar mi-ar plăcea să fie ceva mai elaborat, sincer. Mai elaborat. Deci nu am nevoie să vină să fi văzut Grant, nu știu ce afacere între prietenul lui Logan și dubioși ăștia traficanți. Și bă, ăștia să fi profitat de momentul ăla și să-l fi împușcat. E boring. Așa că nu pot decât să sper că nu-s fie asta. Da, este foarte târziu. Este ora 7 seara acum. Norocul meu este, dacă pot să spun așa, că în seara asta o să ies în club, să o sărbătorim pe sora mea, care face chestia asta de anul trecut și anul trecut ne-a scos în club și practic mergem o dată pe an în club, o dată cu ziua ei. Și trebuie să stau cât de cât trează, mi-a făcut o cafea foarte mare. Și o să lucrez, ca să spun așa, cel puțin până la ora 8, înainte să trebuiască să încep să mă pregătesc. Nu cred că o să termin cartea în seara asta, sincer. Se pare că m-am cam, nu pot să spun cuvântul acela, expresia noastră românească. Am cam pierdut vremea, ca să spun așa, nu înțeleg de ce. Probabil pentru că am luat-o ușor, am să îmi fac și aceste notițe despre care v-am vorbit acum și înainte să de final să vreau să recitesc toate notițele pentru că sunt anumite detalii pe care le uit atunci când fac, când îmi dau cu părerea despre concluzie și de data asta nu mai vreau să fac așa, nu mai vreau să mă grăbesc. Poate chiar o să, dacă prin absurd să spunem că aș termina cartea sau mă rog, aș ajunge înainte de final, înainte să trebuiască să plecăm, cred că am să las concluzia pentru mâine, să las să mă gândesc, să pun cap la cap, noaptea e un sfetnic bun și poate o să zic mâine ce părere am. Dar până una alta, noi ne auzim mai încolo cu siguranță. Deci, lucrurile au evoluat pentru că sunt dubioși băieți ăștia. Acum poate chiar există șansa ca unul dintre ei să fi făcut-o. Dar lucrurile s-au schimbat pentru că la procuror a venit o fată pe nume Lindsay, care se întâlnea cu Grant înainte ca el să moară. Logic, că nu se întâlnea cu el și după. Care a vorbit la telefon în dimineața aceea, înainte ca el să fie ucis. Again, în care dimineață? Am obosit, îmi pare rău. Cert este că în timp ce vorbea cu el la telefon, Grant a spus: hei, ce faci? Ce crezi că faci cu arma aia îndreptată spre mine? Și apoi s-a auzit împușcătura. Deci s-a demonstrat că el chiar a fost ucis. N-a fost absolut niciun accident, nu l-a confundat nimeni cu niciun cerb. Chiar a fost ucis intenționat. Și a venit la procuratură cu o zi înainte să se strângă juriul și să fie acest proces preliminar. Și când a ieșit de acolo, a fost văzută de către
unul dintre băieți, cel care narează în secret. Și a doua zi, când a venit la procesul acela preliminar și când a repetat aceleași cuvinte, a spus: hei, ce faci cu pușca aceea îndreptată spre mine, Shep? A adăugat și numele lui Shep. Deși Kate îl anunțase înainte, deși n-avea voie să facă treaba asta din moment ce lucra la procuratură, Dumnezeule, dar se pare că era foarte îndrăgostită. Și el a fost foarte șocat atunci când a auzit că prietenul lui Grant chiar a fost ucis. El tot credea că e un accident. Dar se pare că cineva a intervenit la Lindsay, eu asta cred, Lindsay fiind iubita lui Grant. Cred că cineva a intervenit la Lindsay, a amenințat-o sau i-a oferit o sumă mare de bani, pentru că aflăm înainte că sora ei avea foarte mari probleme de sănătate și poate că a fost, iată, vorba despre niște bani. Dar cert este că Lindsay a introdus numele lui Shep, ceea ce înseamnă că din start va fi acuzat de crimă. Și Kate este acum în stare de șoc. Întrebarea mea este: este unul dintre băieți? A intervenit vreun părinte? Este un băiat alături de un părinte care a făcut chestia asta? Pentru că toți patru s-au certat cu Grant înainte să fie ucis, în seara aceea la petrecere. Toți au avut un motiv. Mă rog, acum să fiu sinceră, Logan și John Michael ăla erau cei mai dubioși, pentru că erau implicați în niște treburi cu traficanți, așa cum am spus, cu bani pentru pariuri. Se pare că acest Grant ar fi furat niște bani pe care nu i-ar fi înapoiat. Dubioșii ăia îi căutau și tot insistau să le dea bani înapoi. Sunt niște chestii care sper eu să fie doar ceva strălucitor care să ne ia fața și care să nu ne facă să ne dăm seama ce s-a întâmplat de fapt. Doar Shep și Harry pare că s-au certat cu Grant pentru o fată, pentru cât o fată, pentru farsele proaste pe care le făcea ăsta. Nu știu ce să spun, nu-mi place unde merge, dar atât am doresc numai să nu fie vorba despre chestia asta cu traficanții și să fie altceva legat de părinții lor sau chiar altceva, chiar dacă nu mă prind, să fie altceva, să nu fie legat de treaba asta, pentru că e atât de leneș răspunsul. Părerea mea. Sunt la pagina 238, mai am 100 de pagini. Aproximativ 100 de pagini. Nu cred că o să termin la timp, dar o să vă țin la curent. Când simt că mă apropii de ceva, un răspuns, am să opresc și am să intervin. Nu m-am prins de nimic din cartea asta până acum. Nu cred că Logan este naratorul secret. Cred că John Michael este, de fapt. Cel în casa căruia s-au întâmplat toate lucrurile. Pentru că la un moment dat aflăm că naratorul secret este cel care a intervenit pe lângă Lindsay și pe lângă declarația ei. A urmărit-o după ce aceasta a ieșit de la procuror și s-a prefăcut că vorbește la telefon cu băieții, cu unul dintre băieți, spunând că știm cine a făcut-o și că trebuie să rezolvăm problema lui Grant și ucigașul lui trebuie să fie pus sub acuzare, ceva genul ăsta. Și Lindsay s-a dus și l-a întrebat, dar ce se întâmplă și cine este, ce s-a întâmplat, cine a fost. Înainte vorbise cu tatălui la telefon și probabil că a aflat de la tatălui ce a zis Lindsay, pentru că, repet, acesta avea ochi peste tot, era un om influent. I-a zis că știe și el că Grant a vorbit cu cel care l-a împușcat și a spus că este Shep. Și de aici și ea, Lindsay, a spus mai departe că ar fi Shep, dar a mințit în declarația ei. Ea n-a auzit numele nimănui la telefon. Și iată că Shep este pus sub acuzare pentru ucidere din culpă, iar ceilalți trei băieți pentru, nu știu, complicitate la crimă sau ceva de genul ăsta. Și acum iată că trebuie să înceapă să se rezolve cumva într-un fel sau altul problema și probabil că și Kate o să participe activ la cazul ăsta. N-am absolut nicio idee. John Michael ăsta, naratorul secret, nu știu dacă e chiar John Michael, dar acum chiar cred că el este, pentru că de mai multe ori a spus că trebuie să țină grupul unit și că asta trebuie să se întâmple și că Shep este ciudat pentru că l-au văzut discutând cu Kate și Kate le făcea poze și lucra pentru procuror și el era un pic așa mai outsider, deci și venit cel mai nou în grup.
Așa că a hotărât să îl bage pe el la înaintare. Deci cred că naratorul secret este și ucigașul într-un fel sau altul, sau a avut ceva legătură cu crima, pentru că el a știut de dinainte și el a fost cel care a șters apelurile telefonice pe care le-a avut ăsta cu Lindsay, Grant cu Lindsay. Știa că vorbise la telefon cu cineva, deci trebuia să fi fost ucigașul, dacă știa. Da, eu am zis că nu este unul dintre băieți. Dacă este unul dintre băieți, atunci sunt curioasă de ce. Are ceva dacă îmi iau cartea în club cu mine? Glumesc. Mă duc să dansez, nu să citesc. E ok, glumesc. Bună seara. Mai am un pic și plec în club. Mai am un pic și mai am foarte puțin. După cum vedeți, mai am vreo 10 pagini, 15 pagini. M-am oprit exact la timp din citit. Chiar l-am rugat pe Mihai să citească pe pagina respectivă și să-mi spună dacă e dat vreun nume. Promit că n-am văzut nimic. Mi-a spus că este dat un nume. Așa că m-am oprit și am venit să vorbesc cu voi. Se pare că, într-un fel, cred eu că am avut dreptate, într-un fel sau altul. De aici urmează spoilere, să știți. Spoiler. A descoperit asta mică, Kate, care fusese deja concediată de la biroul procurorului, procuratorii, pentru că cineva trimisese o poză în care ea și Shep erau împreună. Ceea ce însemna că periclita cazul și bineînțeles că a fost concediată. Dar cei trei băieți au făcut o înțelegere și l-au acuzat pe Shep, au recunoscut, vezi doamne, că Shep a fost cel care l-a ucis pe Grant. Iar lui Shep s-a făcut o ofertă, o înțelegere, nu urma să fie condamnat la ucidere din culpă, ceea ce însemna închisoare pe viață, ci la omor prin imprudență, 20 de ani. Nu voia să accepte, pentru că, mă rog, oricum viața lui ar fi fost aproape distrusă, mă rog. Era tânăr, dar chiar și așa. Dar nu mai avea niciun fel de alte dovezi. A încercat Kate să meargă pe pista unui ceas și al unui inel care îi lipsea lui Grant în momentul în care a fost găsit. S-a dus la Amanet, i-a găsit pe niște dubioși cu care se întâlnise Logan. A încercat să meargă pe pista lui Henry, care s-a certat tot din cauza unei fete cu Grant în seara de dinaintea uciderii lui. Era vorba despre una dintre fetele acelea care fuseseră pozate în impostaze indecente și atunci a dat seama Kate că acea poză s-a făcut la River Point dintr-un unghi foarte ciudat. Erau efectiv pozate de sus. Și s-a dus acolo, fix în dimineața în care Shep urma să fie să accepte sau nu înțelegerea. Și încercând să găsească unghiul potrivit, știți că ea era mare fotografă și foarte mare pasionată, și-a dat seama că nici dacă se urca pe scaun n-avea cum să le fotografieze fix de deasupra. Și uitându-se în jur, a găsit o cameră într-o colivie de păsări, din aceea pentru vânătoare, care pozează la 10 secunde, dacă este agitație. Și a văzut mai multe poze interesante. Nu exista în camera respectivă niciun card, însă a găsit un număr, nume de utilizator și o parolă pe care a fotografiat-o și a intrat pe site, a intrat cu acel cont și a găsit pozele. Și foarte smart mi s-a părut ideea asta. Și acolo l-a văzut pe tatăl lui John Michael făcând o înțelegere cu procurorul general, cel care s-a scuzat că nu poate să participe, cu o servietă plină de bani. Aceasta fiind înțelegerea probabil legată de construcțiile acelea despre care vă ziceam eu mai devreme și de insistențele lui de a trece cu vederea peste cazul acesta, de a nu fi condamnați niciunul dintre băieți. Și după aia, la câteva ore, a văzut și poze de la petrecere, toate lucrurile pe care le știm deja de acolo și din dimineața aceea în care băieții au stat în jurul focului și apoi urmas să vadă o poză cu cineva. Presupun că era vorba despre ucigaș. Și aici m-am oprit. Era ucigașul cu carabiniera aceea în mână. Eu zic că este John Michael. Sau tatălui. Sau ei doi, nu știu. Cred că este John Michael sau tatălui. Sau împreună. Și au făcut chestia asta pentru că
probabil Grant știa, el folosea acea cameră, a folosit acea cameră tocmai ca să fotografieze nenorocitul fete și care erau drogate în stare de ebrietate, pe care el l-a dezbrăcat, el l-a pozat, el l-a îmbrăcat înapoi. Ei nu știau fetele alea ce au pățit, doar s-au trezit cu pozele alea pe internet. Și a văzut în acele, printre acele poze, faptul că tatăl lui John Michael ăsta a făcut o înțelegere cu procurorul general. Și probabil că l-a amenințat. Și de aici, iată că și-a găsit sfârșitul. Haideți să citesc ultimele acele rânduri cu nume, să vedem dacă e adevărat. Și sper să mai am memorie pe card, apropo de carduri. Ok. Deci, chipul era încadrat perfect în imagine cu mâinile pe armă, este John Michael Forrest. Deci m-am prins? M-am prins. O să citesc ultimele pagini chiar aici, am să revin să vedem dacă este și tatălui implicat sau nu știa. Eu zic că știa pentru că l-a ajutat întotdeauna și au ținut legătura foarte strâns, adică atunci când a aflat naratorul nostru secret, care iată e John Michael, m-am prins după jumătate, prima jumătate am crezut că e Logan, dar m-am prins, i-a spus tatălui lui și despre tipa aceea Lindsay, care a venit și a declarat că l-a auzit în momentul în care a fost împușcat pe Grant. Revin imediat, imediat. Gata, dragilor, acum pot să mă duc liniștită în club. Am terminat cartea la timp. Cred că mai am jumătate de oră să-mi refac machiajul, să mă schimb, dar totul este perfect. Se pare că până la urmă m-am prins despre ce este vorba. Nu a fost implicat, din câte știm, și tatălui direct în uciderea lui Grant. Dar acesta a fost unul dintre motive și faptul că nu voia să se dezbine grupul și Grant tot le făcea probleme în ultima vreme. A fost drăguță cartea, simpatică, m-a distrat, mi-a plăcut faptul că nu s-a mizat pe traficul de droguri sau chestii de genul ăsta, pe cineva foarte puternic din exterior și că a fost inside job. M-a păcălit un pic la început, chiar am crezut că nu e unul dintre ei, dar ar fi trebuit să-mi dau seama că naratorul secret este unul dintre ei, de fapt. Până la urmă m-am prins. Nu cred că m-am prins așa de bine la nici una dintre cărți. Sau cred că la în visul meu am un cuțit în mână, m-am prins, oarecum. Dar, da, mi-a făcut plăcere să o citesc. S-a numit Asta e povestea noastră, încă o dată vă zic, de Ashley Elston. Vă urez o seară plăcută, o zi frumoasă. Plec în club să mă distrez. O să am numai povestea asta numită toată seara. Așadar. Vă mulțumesc foarte mult dacă ați rămas alături de mine până la final. Vă rog să-mi spuneți ce părere aveți, dacă ați citit cartea, cum vi s-a părut, dacă nu ați citit-o, dacă v-a interesat, mă rog, acum că știți spoilerele, nu știu ce să zic. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi, vă aștept în comunitatea mea. Veți găsi cartea în descriere, acolo veți găsi și adresa căsuței mele poștale în cazul în care vreți să-mi trimiteți ceva, dar și link unde puteți deveni membri ai canalului, unde veți găsi conținut exclusiv pentru voi. Dar și clubul de carte pe care îl vom începe în luna noiembrie. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi super, super, super bună! Pupi, pa!